Salut și bine ai revenit! Pentru cine nu știe, cam acum 100 de săptămâni, 96 ca să fiu mai exact, am început un proiect pe cripto și am decis să acumulez două monede separat de portofoliul meu în fiecare săptămână de câte 50 de lei în fiecare. Ei bine, m-am gândit eu dacă cu o sumă modică, putem să zicem, în fiecare săptămână, pot ajunge per total să fac un 3-4x la ea și cu o investiție de 8.000-10.000 de lei poți să faci tu calculele cam cât ar veni, ceea ce sună foarte bine. Eram și într-un moment al pieței în care părea că intrăm într-un bear market după calculele mele, desigur sunt numai probabilități, dar mi se părea un moment oportun pentru a acumula minim 2 ani aceste două monede. Sigur că am ales DOT și Atom pe atunci, două dintre preferatele mele la acea vreme și mulți încă mă critică pentru acest lucru, dar eu încă nu-mi pierd speranța, am încredere în ele și voiam să vă arăt cam ce s-a întâmplat după aproape 100 de săptămâni, ce credeți sunt pe minus după ce am acumulat atâta vreme, dar cred că în poate 120-150 de săptămâni planul acesta încă poate da roade. Vreau să-mi zici părerea ta în comentarii. Acest proiect era mai mult un fel de exercițiu și o lecție în același timp de răbdare și consecvență. Voiam să văd că pot să fac acest lucru, că pot să fiu răbdător și chiar am pus și în fiecare săptămână câte un print screen pe Discord, pe un Excel, acolo țin evidența cu fiecare 50 de lei. Sigur, 2-3 săptămâni le-am sărit că nu am avut bani pe Revolut, am pus după aia, am cumpărat iar, dar nu prea contează că se face o medie. În acest video vom vedea exact cât e media, cât a fost maximum și cum stau cu acest proiect. Sper că e interesant pentru tine și avem ce învăța. Să începem! Înainte să trecem la proiect, nu uitați că Bybit are un concurs foarte interesant la România-Olanda, meciul este marți, un concurs gratuit prin care poți câștiga 100 de USDT dacă nimerezi scorul exact la România-Olanda. Trebuie să dai like paginii Bybit România, să dai tag la doi prieteni, să menționezi scorul exact în comentarii. Aveți link-ul de la tweet în descriere, o să găsiți tot regulamentul aici pe Bybit România, perioada concursului, reguli de participare, astfel încât să știți despre ce e vorba, e și gratis, eu zic că merită. Finala România-Olanda, cumva Bybit cred că știe că România va ajunge în finală la Euro și de asta am menționat deja că este finala. Sigur, sunt doar optim deocamdată. Bun, și așa arată Excel-ul acesta care a început prin septembrie 2022, săptămâna 1, în care aveam un preț, suma de 50 de lei, câte monede s-au acumulat la acest preț în lei de 50 de lei, pentru DOT, pentru Atom și statisticile, prețul mediu. Ia să vedem ce s-a întâmplat. În total am investit 4.850 de lei în DOT, 4.850 de lei în Atom și eu cum am o problemă, nu prea pot să pun bani deoparte în lei, știind așa că stau degeaba, nu vine să pun nici 100-500 de lei deoparte, deși este foarte bine să avem ca un fond de urgență, chiar dacă nu sunt investiți banii ăia, nu trebuie să investești absolut tot ce deții, dar eu m-am gândit să fie așa ca o pușculiță pe termen lung și am ajuns la frumoasa investiție de 9.000 și ceva de lei, aproape 10.000 de lei. Mie nu vine să cred că am băgat din buzunar 10.000 de lei în acest timp. Mi se pare wow! Avem dotul cu profit, dar a fost pe profit mult mai mare, 96 de săptămâni de DCA, 5.321 de lei, valoarea actuală, un profit de 471 de lei pe DOT și o pierdere momentan nerealizată de 1355 de lei pe Atom. Am obținut deocamdată un preț mediu pe DOT de 5.81 de dolari și un preț mediu pe Atom de 9.66 de dolari, un pic cam mare, dar nu mă deranjează și aici sunt prețurile actuale, 7 dolari pentru Atom, 6.37 pentru DOT aproximativ. Vizez în continuare un 3X. Total monede 180 de DOT și 108 Atom. Ei bine, dacă mergem și la graficul lor și vă voi spune cum le-am ales, start acumulare pentru Atom a început în zona asta, când am avut un dump destul de mare din ATH-ul de 43 de dolari, un dump de 87% și cumva atunci m-am gândit că putem intra într-un bear market
Cam așa îmi părea mie după acest dump și aveam nevoie pentru proiectul ăsta ca să funcționeze de o mișcare în lateral de minim 2 ani. Pentru că dacă tu acumulezi de 50 de lei o lună și prețul ți-a explodat 40-50 de dolari atomul, să zic, păi nu ai făcut mare lucru, ai făcut un 5x la banii pe care ai băgat în 2 luni, să zic, care ar fi cam 400 de lei. Adică ar cam trebui să oprești proiectul, nu? Și să vinzi. Că hai, o mai duci o săptămână, o lună, mai urcă în 60 de dolari, să zic, dar cam trebuie să vinzi, că n-ai cum să mai acumulezi atom de 50 de lei dacă urcă la 70-80 de dolari. Ei bine, eu asta am gândit, că poate să vină o mișcare în lateral de minim 2 ani. Uitându-mă un pic în spate, eram foarte inspirat dacă reușeam să încep în iunie 2022, adică în dump-ul cel mare, pe toată perioada asta mai prindeam câteva săptămâni la un preț mediu un pic mai jos decât am acumulat eu momentan, dar voiam să vedeți că indiferent de zigzagul făcut de Atom, având în vedere acum că e foarte aproape de bottom-ul local, dar sunt pe minus, dar cumva acumularea asta nu prea îți dă bătaie de cap, deoarece îți face o medie. Efectiv, eu am făcut acest lucru pe Revolut, fiindcă am și Revolut Premium ceva, nu știu de ceva vreme, și nu plătesc fee-uri, dar nu a sugera Revolut, se poate face pe Binance foarte ușor. Dar cam ceva de genul arată la mine pe Revolut, vă imaginați vreo 100 de liniuțe de astea care îți acumulează continuu, indiferent de preț, atâta timp cât a rămas în range de bear market, am fost mulțumit. Acum, care este planul? Ei bine, Atom are rezistența mare prin 15-17 dolari. Dacă mai continuă, cine știe cum, poate încă un an așa, pot să consider să vând la un 2x, să nu mai aștept un 3-4x și cumva să vând cu o medie de 7 spre 15. Nu ar fi mare problemă vând la rezistența locală, rezistența bear marketului. Eu oricum am Atom și pe spot în Binance, în Bybit, pe partea cealaltă unde acumulez în mod normal în funcție de prețuri, dar cumva pentru proiectul ăsta, vedeți, trebuie să ne adaptăm. Dacă trec 3 ani, nu m-ar deranja un 2x, dar eu încă visez și vizez, sper să se întâmple, să sparg Atom în rezistența în următorul an și un target peste 20 de dolari, care ar fi un 3x. Cam așa aș vedea pentru el. Am ales Atom deoarece mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă are un tokenomics mai inflaționist, încă se printează monede și nu are un maxim supply. Acest lucru nu ajută foarte mult, dar cred în ecosistemul Cosmos și cred că poate ajunge măcar la ATH-ul anterior spre 42-45 de dolari Atomul, deoarece mi-a plăcut foarte, foarte mult în 2021. Am suferit după el că nu am putut să acumulez și de asta am decis să-l includ în acest proiect. Până acum, sincer, sunt mulțumit cu mișcarea asta în lateral care mi-a permis acumulare. Poate chiar, uite, în bottom-ul ăsta pot decide să bag 2, 3, 500 de lei mai mult în proiect ca să-mi trag media în jos. Ar fi tot așa o idee destul de bună când faci ceva de genul acesta. Și pentru tot lucrurile arată în felul următor, startul de acumulare tot așa a început destul de bine uitându-mă în spate, adică nu pot să mă plâng. Aceeași impresia o aveam că DOT ar putea să meargă în lateral minim 2 ani. Asta era gândirea mea, aveam nevoie de minim 2 ani cumva ca să intre ceva putere. Septembrie 2022, mai avem un pic până la 2 ani. Fac 100 de săptămâni pe acest proiect și după ne apropiem de 2 ani. Planul pare că se respectă pentru partea de acumulare, mai trebuie desigur și altcoin season în care să fie incluse DOT și Atom, un target tot așa 20-22 de dolari pentru DOT. Dacă acumulez un pic mai mult, l-aș lăsa pe la 15, acolo ar fi targetul de sell. Ne ghidăm un pic și după rezistențe din partea sâncă și având în vedere că mai am DOT pe spot, voi păstra tot Atomul și DOT-ul de pe spot pentru ATH 40-45 în caz că ajungem pe acolo, dar proiectul ăsta are un target fix, are 3-4x, nu vreau mai mult de 3-4x pe acest proiect, vreau să-l și închid, că cine știe, poate DOT-ul se duce la 15, eu zic că vând la 20 și după pică iar și
Uite cum am batat vânzarea pentru ultimii 2 ani, 2 ani jumate. De asta targetul este clar stabilit de la început și strategia e stabilită de la început. Deocamdată DOT-ul încă stă bine, la mediană, cam așa. Acumularea mea a fost un pic mai jos ca medie, dar e la o zonă mediană pentru bear market. Ei bine, voiam să vă zic că ajunsese proiectul cam pe la 12.500 de lei în ATH în momentul în care DOT și Atom au urcat la rezistență, atât valora proiectului, momentan mai valorează vreo 8.000 de lei, ceva de genul acesta. Mie mi se pare din nou foarte, foarte bine, dar trebuie să ai putere, să ai stomacul puternic, deoarece nu e ușor, neapărat de sume, dar nu e ușor să vezi 12.500 de lei, faptul că ai investit atâta timp, cu atâta răbdare, după care vezi 7.500 de lei în două luni. Dar noi știm despre ce e vorba, știm că așa este piața, atâta timp cât ai un plan stabilit de la început cu niște chestii bine, dacă fac 2 ani, dacă fac 3 ani, dacă urc așa, trebuie să și ajustezi un pic la piață. Așa, eu zic că reușești pe termen lung. Sunt curios dacă vă place acest proiect. Ce părere aveți? Are șanse de reușită? Totuși au trecut 96 de săptămâni și sunt pe minus, dar eu încă îi dau șanse de reușită pentru acel 3X cu care aș fi destul de mulțumit. Ce părere aveți de această inițiativă? Faptul că am reușit 98% în fiecare săptămână să fac acest lucru, pentru mine înseamnă mult. Cumva am vrut să vă prezint o idee, poate vom mai avea ocazia să facem astfel de chestii, cine știe. Nu uita să lași like, să intri pe Discord-ul gratuit din descriere, la Bybit, la acel concurs și eu vă urez un weekend plăcut. Salut!